Bună dimineața, doamna președinte de ședință, stimați colegi, mă adresez dumneavoastră cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la dezrobirea romilor. Doamnelor, domnilor deputați, robia a fost desființată. Cu aceste cuvinte, în anul 1856, la 20 februarie, se deschideau lucrările adunării legislative pentru legiferarea actului dezrobirii romilor. Evenimentul nu a fost rezultatul unui accident istoric, ci reprezintă o etapă în cadrul unui îndelungat proces de emancipare a romilor. Adevăratul motiv de sărbătoare este însă și puterea de supraviețuire dezvoltată pe parcursul a 500 de ani de sclavie în fostele principate românești. Astăzi se împlinesc 161 de ani de la adoptarea legiuirii pentru emanciparea tuturor romilor din principatele țării românești, act ce a consacrat dezrobirea romilor din țările române. În perioada robiei, dezvoltarea economică și socială în fostele principate române s-a realizat și cu ajutorul nemijlocit al muncii neremunerate a robiei romilor. Fenomenul robiei trebuie privit nu doar ca pe o stare de fapt, referindu-ne doar la condiționarea dreptului la viață, a lipsei respectării demnității umane, ci trebuie să luăm în calcul caracterul profund economic în sensul considerării exploatării muncii romilor în beneficiu unei clase privilegiate. Deși au trecut 161 de ani de la dezrobirea romilor, nici până astăzi statul român, ori Biserica Ortodoxă Română, nu și-au asumat public acest episod al istoriei naționale. Astfel, contribuția romilor la dezvoltarea societății este necunoscută sau minimalizată. Manualul de istorie al României, în prezent, nu conține informații despre romi sau alte etnii. Este imperios necesar ca această nedreptate să fie înlăturată și, în acest sens, solicităm revizuirea manualului de istorie a României prin completarea lui cu informații despre istoria romilor și a altor etnii. Avem nevoie de astfel de gesturi să ne împăcăm cu trecutul, cu istoria, cu momentele nefaste ale poporului din care cu toții facem parte. În România, după anul 1990, odată cu schimbarea sistemului comunist, romii au fost recunoscuți ca minoritate națională. În cei 27 de ani de tranziție, s-a dezvoltat o politică națională și europeană de suport în vederea integrării minorității romilor. Politica națională și europeană se confruntă în prezent cu o criză profundă care poate fi influențată și de actualele probleme economice globale, dar și de dezvoltări sociale dezechilibrate. Îmi exprim îngrijorarea pentru faptul că excluderea socială a romilor, discriminarea, atârnă încă mai greu decât orice inițiativă de integrare a romilor implementată în decursul celor 161 de ani de dezrobire. Constat că marginalizarea și excluderea socială a romilor timp de 161 de ani au creat un important decalaj socioeconomic între populația majoritară și minoritatea romilor, generând o așa numită cultură a sărăciei. Câteva exemple edificatoare. Unul din 10 cetățeni români aparținând minorității romilor nu a avut un loc de muncă stabil în ultimii 2 ani. Rata ocupării în rândul romilor este de 36%. Speranța de viață în rândul romilor este cu 6 ani mai mică. Numai 2,6 dintre romi depășesc vârsta de 65 de ani, comparativ cu 18% din rândul populației majoritare. 45% dintre copiii romi nu beneficiază de vaccinări gratuite, iar riscul mortalității infantile în rândul copiilor romi este de 4 ori mai mare. În domeniul locuirii, 2/3 din locuințele romilor nu au acte de proprietate. 65% dintre gospodăriile romilor nu au acces la rețeaua publică de apă și canalizare. În domeniul educației, 2 din 10 copii de etnie romă nu merg la școală. 75% dintre copiii de etnie romă nu termină 10 clase. 37% dintre copiii romi nu sunt înscriși la grădiniță. Și contrar acestor date, 240.000 de elevi de etnie romă cu identitate asumată regăsim astăzi în sistemul educațional. Este timpul ca romii, împreună cu instituțiile responsabile, să regândească mecanismele de asumare și implementare a politicilor publice pentru romi. Strategia pentru îmbunătățirea situației romilor, care datează din anul 2001, este o politică publică ineficientă, lipsită de finanțare și voință politică. Ideea că nu se poate face nimic, că avem de-a face cu o problemă adânc înrădăcinată de mentalitate, de neschimbat, este o idee falsă.
Avem nevoie doar de o clasă politică responsabilă, de cetățeni responsabili, care să transpună în practică măsuri destinate coeziunii sociale. Cu ocazia zilei de 20 februarie, fac un apel în numele Organizației Partida Romilor Pro Europa, către Guvernul României, la întreaga clasă politică, la întreaga societate civilă, romă și neromă, în vederea concentrării eforturilor comune în scopul îmbunătățirii vieții cetățenilor români de etnie romă. Vă mulțumesc!